9 km. Noi luăm calul, căruța și ne plimbăm, mergem și luăm apă de izvor și ne întoarcem. Pepe și Gina, luați câte un sac de ăsta fiecare. Așa. Păpădii, adunați păpădie. Păpădie? Liviu și Andrei, vă duceți să faceți rost de tort pentru petrecerea de diseară. Păi de unde vre tort în vârful muntelui? Vă privește! A nebunit bătrânul, vă. Tort. În măgura tort. Haide, hai pe deal, hai Andrei, haide! Băi, unde mergi, mă, după tort? Băi, pe deal! Nu spre oraș, spre centru, ci spre sălbăticie, lupi, oi, vaci. Hai, copii, să-ți mănânc eu, să-ți mănânc eu. Haide, haide, haide. S-a băgat? Nu, nu, că acum, Liviule, cum ai avem nevoie de viață. Da? După și luăm tortul. Grupa mea e cea mai tare, deci fără niciun fel de glumă, nu, că ai mei, nu, ai mei oricum sunt cei mai tari. Toți s-au nimerit să-mi fie dragi, toți. Să mergem undeva, stau doar pe lângă el, ca să nu apiat. Încă mea, uite ce fain de păpădia asta. Încă tort mai greu a adus un tort. Era plăcerea noastră, culegem păpădii. S-au împărțit toți cinci, uite aici, păpădia, na, păpădia, la ținea sacul ei să ne ajute. Ce crezi că am făcut? Mă solicită foarte tare chestia asta. Bravo, cu. Bravo! Ești înapoi, suri înapoi! Suri! Ești înapoi! Suri! Înapoi. Oh, poate ne cădem pe jos! Poate ne cădem pe jos! Am plecat la izvor să luăm apă pentru că ne trebuie aici în pensiune. E foarte curată, decât să iei apă de la robinet, mai bine iei apă de la izvor. Eu nu mai pot. Mă las de țigări. Pentru că obosesc ca o... Nu chiar ca o babă, pentru că eu m-am dat cu bicicleta la un moment dat când s-a făcut aia 5.000 de leghe sumări, nu știu cum se numea, în pădure. Am dat cuvântul meu de onoare, era una în spatele meu, dacă n-avea 80 de ani. Pe o bicicletă, ce credeți? M-a depășit la jumate. 80 de ani, mă! Dar să moară, te auzi? Tu unde te duci, Andrei? Andrei? Ce-ai făcut, mă, deteții? Obosesc foarte repede, m-am palpitații. Gina, ai obosit? Da. Și eu. Greu, bă. Mă deranjează păsările astea, mă deranjează, zici, eu. Cum să iei tort în capătul vârful munte? Să trăiți, să trăiți! Bine v-am găsit! Dar oare dacă aveați treabă jos, dacă ai nevoie de ceva din sat? Uite-am mașina. E cu bază de mașină. Ai văzut? Ai prins-o? Și dacă ninge? Delta planul. Ninge să te trezește. Până jos acolo la Samedru cu lopata. Cu lopata? Da. Păi de asta. Și cât sunteți cu lopata? Doi. Doi și ceva, ce zic? Și am mers un kilometru, ești nebun? Meșterea, uite că e trebuie. Noi am venit, nu știu de ce, doamne iartă, m-am venit, dar am venit. Nici nu știm. Să luăm un tort. Ce tort? Umplut cu? Durează până în vârf. De seară să fie gata. De seară? Păi de seară să fie gata. Să înțeleg că aveți și ceva de muncă, da. Că... Da. O dată n-am venit și noi să vedem și noi, în care zică, bă, n-am. Să stați da. Și voi. Nu, mă, băieți. Ce e de făcut? De hrane și de lemne. Acum... Exact ce e pe noi. Eu viața mea. Îmbrăca frumos și asta să mă duc să car lemne. Băi, da, o bucurie pe noi. Ce n-ai văzut? Am început cu Liviu să muncim, în ritmul nostru. Și dă-mi coace, mâncați. Nu vrei să mă ajut și pe mine? Te rog, haide. Haide, ia-l. Du-te. Du-te ușor. Ia-l așa. Haide, haide! Doamne! Parfum am dat! Stai să vă dau, veniți cu a... Să-i se dau lui nenea parfum, bre! Că i-am dat și data trecută versa. Vino cu coace! Așa, am și niște... Ia stai așa, că mai am ceva să-ți dau. Ia stai că... Ia pune ăștia. Pune-i. A? Să ți-i las ție cadou ăștia, da. Și stai să-ți dau cu pacura. Cum e? Mulțumesc mult! Daniela este amuzantă, este tot aceeași persoană ca la televizor. Râde, face glume, e drăguță. Cu pentru ochelari, vezi bine acum cu ei. Lăsați sacii aici și la semnalul meu fugim toți și ne aruncăm pe Pepe, da? 3, 2, 1 și... Îmi place întotdeauna să fiu în drajmea copiilor. Și îmi place să-i văd fericiți, să mă implic în activitățile lor,
E senzațional, dar trebuie să ai răbdare. Trebuie să ai plăcere. Mie îmi place. Să l-am strâns în brațe. Să-i arătăm cât de mult îl iubim. Ești frumoasă și cu mine. Și lui Liviu nu-i convine. Și lui Liviu nu-i convine. Ne iubim lumea noastră. Vârciu nici nu mai contează. Care vârciule, dacă nu ți-a plăcut școala? Azi mai facem sport. Cât un lemn, cât un lemn, ca să nu știi să zic că eu vreau să fac picioare, nu brațe azi. Au pus și copiii mâna pe un lemn, doi, trei, așa, de hai să ne jucăm, să ne jucăm. Băi, lăsați-le că le punem noi. Mai cărăm? Da. Păi nu, da, pe bune. Prea multe lemne, ne bat în joc de... Hai să facem de trei ori și gata, ha. De trei ori, hai, da. Stai, bă, așa un pic. Haide, nu tu, mă, haide, mă. Că ca aici, așa, uite. Da. Stai cu mine aici. Pali, stai cu mine aici. Un pic, nu mult, după aia fi și viteză. În timp ce unii abia cară niște surcele, vai de ele, Neamărin cu căruța a găsit izvorul, a umplut ulciorul și a venit înapoi fuguța. Numai fetele au venit cu noi. Băieții n-au venit. Băieții n-au. Păi ne vedeți, păi pentru noi, ca să ne plimbăm și noi cu căruța. Hai să râzi, dar e chiar mișto să culești popodii. Dar ce putem face cu popodile? Ce faceți? Ceai, dulceață. Dulceață, suc se poate face. Da? Da, dar trebuie să fie popodia uscată. Copiii știu tot. Eu n-am știut de ce culegem popădia, încât că Neamărin la mișto. Dar pentru ce trebuie un Neamărin de asta? Neamărin este foarte bătrân, are 80 ceva de ani, de fapt. Și el își face, o dată pe lună, își face o cură de-asta cu popădii, știi? Câți ani are? Neamărin are 80 și... Câți ani are, mă, Neamărin? 87, 104. Nu? 104. 103. Da, e o dilemă mare, nu se știe câți ani are Neamărin. Neamărin își ascunde-vă, de la cei de popădie. Da, da, da. O, te-a lăsat, Mișule, sus la deal! Sus la deal, Mișule! Sus, sus la deal, Mișule, nu te lăsa! Hai, băiatule, hai! Ce ne-a plăcut, Neamărine, că ne-ai plimbat cu căruța. Bravo! Am mai mers cu căruța, tot la Neamărin, am mers și la țară, la bunicii mei. Și a fost așa, mi-aduceam aminte de copilărie. Dar asta e următoarea, mai trebuie una între. Jucam castelul, caut pietre. Noroc a venit Pepi cu ideea ca să ne jucăm ceva, să mai lăsăm Pepiile, ca altfel... Și acum cum facem? Pe echipe sau cum? Da, mă, pe echipe. N-am așa de 30 de ani. Pe echipe, Pepe, hai! Unde sunt ăștia, Liviu și cu... Nu știu! N-au venit! Stai așa un pic să zic. Băi, Andrei, uite câta grămadă am făcut, băi, nene. Hai, ce să mai faci, că nu poți să tai atât. Păi nu? Ce mai avem de făcut? Hai, veniți un pic cu coa, degajați, degajați! Încă o dată! Nu ți-e dat seama, hai să dau un cap în gură. Încă o dată! La lemne și gata, încă o dată, haide! Ăsta vrea să-și construiască casă, Gogole, și ne-a luat la mișto. Andrei, ia lemnul, du lemnul, du lemnul. Băi, nu, cu asta e prea mult, hai să mai luăm din ele, să ducem înapoi. Doamne, cât de prost ăsta, nu mai... Hai. Arunc eu, eu trebuie să dau, eu! Dar nu de acolo, mă! Bravo, fugeți! Fugeți! Fugi, fugi! Eliminată! Aruncă repede mingea! Ba, eliminată! Dă-mi mie, dă-mi mie! Dă-mi mie! Mi-am amintit când ieșeam pe afară, eram copil, plecam dimineața și mă întorceam noapte. Bă, ăștia unde s-au dus? Mi-a zis cineva că au luat-o la deal de pensiunea noastră. Și am plecat după ei. Ia uite, uite. Ce? Hai să-ți arăt. Am cărat lemne ce am cărat și am văzut o clădiriță mică, așa, o cămăruță. Ia să vedem ce e înăuntru. Când am intrat, mama avea o cramă. Când am văzut răcoarea aia dinăuntru și umbra aia și întunericul ăla, noi de afară de la lemne, asta ia mă liber să stăm jos. Înainte să pleci, aici să vadă ce camera am sus aici. Asta de închiriat, nu? Am sus 6. Prea tare și liniște și aerul. Adică o cură de asta ar trebui să facă fiecare cetățean al Bucureștiului, să vină o săptămână și să... inspiră... nebunilor... expiră. Sau Leapșa, hai Leapșa, Leapșa! Leapșa! Cât de joc este foarte frumos, ceva copilăresc. Ce îți mai trebuie? Doar joacă. După castelul am trecut direct în Leapșa. Nici n-am mai apucat să jucăm nici pe cocoțatele, nici pe animale. Direct Leapșa, să fi văzut ce făceam din trunc de acolo crescut. Ce ai tu după
după 10 minute de alergat cu copii, eram știi cum nu mai puteam să respir. M-a alergat o fetiță pe ce fărgea. Mă aveam puțin aici la șosea. Cine? Iar. Eu sunt? Tu ești? Nici era leșinat. Am stat să mă adun, că eram împrăștiată pe aici, prin curte. Să ai apă. Direct din izvor aici e... Nu mai pot. Hai să ne gândim, Gogule, și punem și noi ăla asta. Ce să muncească, bă, la Neamărin? Neamărin, ce băiat. Cel mai tare, Neamărin. S-a dat pe tine. Deci nu mai poate. Unuia îmi trebuie, mă, și n-am de unde să iau unuia. E bătrân? 59. Pare de 70 pe 50. Pare de 70. Cel mai puternic om de pe fața pământului să dă pe tiroliană, pe mie, pe mie. Păi dacă începe să alergăm, moare. Care să alerge? 4 pași? Maxim. Ne bucurăm că suntem în emisiune cu el, că el e încă în putere, adică e... Când se oprește camera, stuci și respiră. Are un băiat de la de ludă cu apă, tot timpul să-și revină. Acum cred că face bulbuci. Bulbuci? La ce să facă? Care bulbuci mă? Băieți! Că nici mai, nici mai poate să mai orice, înțelegi? De ce să mai... Dracu, s-a prins așa, mă, băieții mei! Băieții mei! Băieții mei! Bam, 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 ne-a luat pe Liviu la cioc cu olnii bine. Pe mine, normal, mi-a făcut niște dure pe mine. Frumos, alea de sezon, că n-ai ce să faci. Dacă nu ești în zăprele celostare, trebuie să rămâi cu amintire. Ne-a dat ceva. Graf. Nu mai știu exact care e graf. Dar vă dați seama că și noi suntem niște copii, nu? Nu muncim noi. Toată lumea acolo, uite, Înger... Ce muncești, mă? Are el un gest când se strânge așa și când încep să dau cu noiaua pe la nasul lui pe aici, atunci țipă, lasă-mă, bă, nu mai pot! Băi, turbatule! Băi, nebunule! Dacă mi-ai exact telefonul ăla cu protecția copilului să sunăm să vină să-l lege pe acest deshăitat, turbat, n-ar veni? Ce face? Mă bate tată! Păi poc, poc, îmi se zic că în alte țări vine și te arestează. Copii, ia spuneți, v-a pus să munceți? Da, eu am muncit ceva? Da. Ce? Da, da. Ia uite, uite și mata, păi asta nu-i muncă? Bun, e. Dacă omul e mulțumit. Da, dar mai trebuie ce? Să muncă acolo, ce? Da. Trebuie să... Brusurile de acolo trebuie să-ți muncă. Să smulgem niște... Niște brusturi. Deci dacă mă bați, n-am cum să zic. Deci dacă mă calci în picioare. Brusturi. Niște brusturi. Care e aici? Uite, ea de acolo, așa, jumate de nei. Aha. Mă, nu știu ce era. Brusturi. Ați auzit? Da. Brusture. Ține, trecă și cea că există brust de smuls. Mamă, dar asta e roaba mai grea decât brusturi. Păi, da, ca să faceți mulți. Da, mamă. Da? Bine, bine m-am gândit. Uite roaba pentru trufe. Are 200 de kg roaba doar. Liviu, aduce înapoi. Vă dau cuvântul meu, doamne, n-am văzut roaba așa în viața mea. Un cufăr de fier, cu mâner de fier. Dar de fier n-ați găsit? Că m-au omorât. Auzi, bucata asta. Cu ea, pământ. Dar cu ce ați găsit? Haide. Hai, firațele. Să-ți mulgem niște ce? Brusturi. Te puneai așa în poziție mai așternut, mai aplecat și cu mâna. Da. Mâncați-i aici gura ta, dar ce sudate? De ce că-s legate cu sârmă ghimpată, nu știu cu ceva. N-ai coasa? Nu, no, păi se strică coasa. Se strică coasa, nebunule, și noi nu avem cum. Nu știu cum se face, că cum apărem noi să strică coasa, nu mai e mixer. Trebuie să o luăm de pe vremea lui ăla, au, au, tata, mama, de acolo o luăm. Epoca de piatră. Vreau și eu să strâng brusturi, pot? Ce vrei? Da. Cum să nu poți? Păi cum să nu vrei? Vino cu așa fost viață. Vreau de brusturi. Haide, mâna, smulge și voi. Nu poți să lași copilul să fie poftă, să-i curgă din gură, că tu smulgi și el nu e acolo. Aia poți să facă un copil, nu? Să smulgă și el două petale de la o odine. Brusturi. Dar eu vă întreb, și dacă luăm brusturi de aici, ce am făcut? Care-i șmecheria, adică? Îi dau la vacă. Dacă e pentru vacă, atunci tot respectul, ce zic?
Tu crezi că mănâncă vaca de ăștia? Nu știu ce mănâncă vaca, dar începe să mă enerveze vaca și nici n-am văzut-o și bă, deja mă scoate din sărit. Nici prea mult nu trebuie curățat, nici prea puțin. Trebuie să știi exact cât papă vaca. Cum te uiți tu așa la o vacă bălaie și spui... Cred că e înfometată azi, azi va mânca mai mult. Rupe 16 brusturi. Că dacă rupi 17, unul se uscă. Gata, că porul se uscă! Haide, toată lumea cu brusturi jos! E, l-a urcat era belea. Era panta așa, omul a urcat singur și că și cu pământ în ea. Când zic pe trei, stai să-mi iau pământ. Să pornim amândoi în același timp, că altfel se dezechilibra roaba și dădeam hărbuștii ăștia pe jos și rămânea vaca remâncată. 5, 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10 elefanți se legănau pe o pânză de paiașă. 3, 4, 3, 6 se legănau pe o pânză de paiașă. 2 elefanți se legănau pe o pânză de paiașă. 1, nu, 1 nu putea. 2 elefanți se legănau. Deci mintea voastră e la fel ca la copilaj. Mai ceva. Stai cu minte, auzi. Hai să ne imaginăm că e Neamărina acolo în vârf. Da! Ne imaginăm că Neamărina e în vârf de munte și trebuie să mergem să-l călcăm pe cap. Unde e? Unde e? 3, 2, 1 și călcăm! Omoară-l pe Neamărin! Omoară-l pe Neamărin! Omoară-l pe Neamărin! Nu lăsa! Dă-i, calcă-l că mai e puțin! Mai e puțin! Gata! L-am strivit pe Neamărin ca pe un gândac. Sper să se bucure vaca! A făcut o treabă și o să gustați de întors, să vedeți ce tot bun o să fac. Bun? Da? Bine. De-abia așteptăm diseară să fie la petrecere. Ce tort frumos am luat. Mai ții minte? Mai. Ce muncă am făcut? Am făcut. Tu? Da, eu am făcut. Da, am mințit cu mintea acum, până acum în interviu? Nu. Nu a zis tot ce ai muncit tu. Tot ce ai muncit, Gogule, tot. Te-am apreciat și te-am lăudat. Ce a zis el, mai dublat ori. Unu. Dacă dublați, înseamnă că dublați mai păi ori. Păi nu. Și după ce dublați, ori mai e fa... În fa sau în sol? În sol. În sol. Și cam atâta am muncit eu, bine? De ce stai ăștia și nebun la emoție când stai lângă tine? Nu de bucurie, dau din coadă. Am coada scurtă. Nici nu au lumină. N-are practic chiar nimic. Eu n-am știut ce înseamnă până acum să mă distrez. Oșcă! Ce-i faci, băi, de țipa așa? De câte ori, l-am mușcat de-o. Ca de obicei, când mă plictisesc, m-aș arunca și de la balcon. Ia telefonul meu, că sar! Prinde-te cu mâinile de cracă, unde e? După aia, hai! Vino, mă, vino cu atât! Hai! Și dacă Neamărin a zis picnic, toată poiana se dă la o parte. Se face deodată umbră și tot se pun pe pătură corespunzător. Vă las să alegeți unde vreți, voiți. E bine aici? Și acolo se poate. Și lângă căpița aia, dacă vrei la soare. N-am ales noi locuri acolo, în spatele case, frumos, la umbră, sub flori de măr. Păi bă, v-ați băgat? Băi! Ce vrei să fac? Păi uite-mă un loc și acolo, unul, a zis unul. Uite care-i treaba, noi ne facem picnic unde vrem noi, dar nu unde vrem. Ne-ai zis unde vrem noi și acum ne impui să fim deoparte unii de alții? De ce? Adică să te încertați sau ce? Ia mai, lasă-ne cu vrăjeala asta. Ce-am zis? Am zis și eu că te mic personalitatea. Am vrut să fiu și eu bărbat. Stai! Bărbata mea! Stai! Nu! Nu! De ce mai vrei de țipa așa? De câte M-am mușcat foarte tare pe umăr când mi-a luat aproape cărnița asta mea scumpă. Dacă e scumpă, vă dați seama că e și mișto, și dulce, și fină, și tot ce trebuie. Păi știi ce mi-a făcut el? M-a mușcat de umeri, m-a negrit. Lasă, vadă și el cum e. Ăla e canibal, bre, nu știu cât da. De cât ori. Canibal. M-am dus de multe ori mușcat de gât de el. Și nu mai eu de vină. Vă dați seama că toți prietenii mei când ajung acasă și mai mușcă vă fană, cine te-a mușcat? Vârciu! Mă durea capul de la soare și sprâncenele și toate cele, îți dai seama. Nu mai mi-ar dea de nimic. Era moartă. Crudo. Ia să vezi cum se urcă în pop. Ia uitați-vă, fiți atenți acum cum cade. Ia să vezi. Nu se putea un picnic fără o ciocănitoare.
Vezi ce am uitat de picnic. Ia-o încet, așa, și te urci pe aia. Câți oameni normali, sănătoși, vor să se urce într-un copac din ăsta înalt? Pentru ce? Mă plictiseam și, ca de obicei, când mă plictisesc, găsesc să mă leg de ceva. M-aș arunca și de la balcon. Oricum, cluza e special. Uite-o, mă, pe nebună. Ia uite-o, unde s-a urcat. Băi, 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 ia uite-o, s-a urcat. Sexy, sexy. Fă-mi o poză. S-a urcat, cred că la afro 4 metri. E, zic, acum să văd cum cobor. Dacă te mai dai tu jos de acolo, să nici ce-i vrea. Perbină! Cum mă dau jos? E simplu, mă, o secundă e jos. Ia telefonul meu, că sar. Și unde mă arunc? Pepe, apucă-mă, hai, dacă tot facem. E colega noastră, ești nebun. Apucă de potul ăsta. Și-o prindem noi așa? Ca la pompieri, și-o prindem noi. Bă, stai așa un pic. Stai un pic, tu proasă. Stai. Vreau să mă prind în brațe. Să fiu mai ușoară, mi-am aruncat atât așa. Prinde-te cu mâinile și te prindem noi după aia, hai. Vino, mă, vino cu aici, vino cu aici. Nu, apleacă-te iar, lasă iar pe mine. Apleacă-te, Crudo, lasă-te pe vine. Opa. Rămâi așa. Aici, rămâi așa. Rămâi așa un pic. Ei nu vreau să mă prindă în brațe, știi? Voiam, nu știu, doar să... ce să facă. Era cu maiuț purt așa când întindea mâinile să-mi dau... Tricou care stă ca o prelată, așa cum mai face un cort. Știți că eu mie îmi place cu cortul. Rămâi așa un pic. Unde-i telefonul meu? Bucurea mea pe telefon. Stai un pic acolo, stai așa un pic. E bine, rămâi așa. Eu eram dispusă să mă arunc, dar ei n-au mai vrut să mă prindă. Prinde-mă! Stai așa un pic, stai. Ai. Scoate genunchiul mai în afară. Au stat acolo în capul meu degeaba. Nu știu ce am făcut acolo. N-am înțeles nimic. Ține copacul să nu cadă, că e să dea și cu o cracă când pe cealaltă cracă. Aoleu, putuța! Da. Bă, dar prinde-a noi, stai liniștită, că uite, aici sunt. Dacă nu eram noi, acolo rămâne. Acolo rămâne. Dar m-au ajutat, de mai rău m-au încurcat, adică... Nu știu, s-au văzut sânii? Se vedea perfect. De-aia să te ui acolo, de fapt. Deci n-ai cum. Așa, vagabonzi. Redescoperirea cocoțatului în copaci ne fură un pic de la adevăratul scop al șederii la umbră. Deci, să revenim la picnic. Ce faceți, dragilor? Băi, lui Pepe, ați adus aici cineva? Lasă-mă, că... Mâncarea! E aici! Pepe, aici! Cu calea și gura lor. Copiii mei m-au așteptat. Deci când i-am văzut cu farfuriuța în mână neatinsă, cu furculiță, cu cuțit, ei mă serveau. Pepe, vezi că ai și tu prăjituri, că să nu ratezi. Și ești cuțel aici. Mulțumesc. Dragostea lor față de noi și plăcerea pe care o vedem în ochii lor, astea sunt cele mai importante. Dar mi-au purtat și de grijă. Ce frumos! Mâncăm noi la iarbă verde. Ce tare e la picnic, nu-i așa? Ce-mi place viața la țară? S-auzi greierii cum cântă. Firul ierbii mungind din pământ. Uite și pe câinele lui Stevie Wonder. Ia ușor așa tot. Mâna pentru masă. Că a fost bună și gustoasă. La fiecare masă am mâncat tot din farfurie. Mi-a plăcut mâncare. Și voi n-aveți idee cât mâncăm. Pe ea o cheamă Maria și mai are acasă doi frați și o viață unde nu e deloc cantabăra lui Neamărin. Eu mai am doi frățiori, o soră și un frate. Locuiesc cu mama și cu frații mei în casa bunicii. Mama face curățenie în apartamente. Mama mea este o fire mai deosebită, că este mama mea totuși. Și, da, eu o iubesc. Foarte greu cu trei copii să se împartă în două, și mamă și tată.
Eu fac curat, fac mâncare, fac focul când spune că e obosit și vin înfrigurat, fac focul. Nu lipsește nimic. Aș face orice ca să fie mama fericită și frații mei la fel. Cred că Maria m-a perceput ca pe un tată, deși era rușine de mine și era timidă, se uita la mine ca la tatăl ei și m-am simțit, îți place, îți umple sufletul chestia asta. Eu n-am știut ce înseamnă până acum să mă distrez. Pe aproape și că e loc de ajutor, hop și cu Anamița în decor. Normal, n-a venit cu mâna goală. Ce faci, Maria? Ce faci tu, Maria? În zona noastră! Cu Anamița e prietena mea și a noastră a tuturor. O să vedeți ce surpriză v-a făcut ea. Uite! Ia, Anamița! Ia să vedem! Cona v-a adus chendari. Nu cred. Începe petrecerea! Ce tare! Toți copiii au o pasiune pentru Kendama. Este la modă acum. Mulțumim, neamare! Cu Anamița ți-ai mulțumit. Mi-e atât de drag de femeia asta, pentru că e o femeie foarte veselă. E tot timpul cu zâmbetul pe buze. N-am văzut niciodată supărat sau trist sau nervoasă. Hai, hai, hai să te văd, hai! Hai, haide, mă, haide! La mine în zonă n-am auzit de Kendama. Nici nu se spune. Copiii s-au bucurat foarte tare, au luat jucăriile să se joace în restaurant, numai Valentin al meu. Jucați pe jocul de ăsta, în parte, mă chiar să vă spar ceva pe aici. Să mă joc cu dânsa afară, că poate spar ceva pe aici. Nici nu vreau să mă gândesc. Dacă mă puneau la plată. Prea simpatic. Să mă cauți. Da? A, numărul de telefon. Urcă-mi susul meu, dar. Ai telefonul la tine? Dă-mi-o. Hai, bagă-l tu, că tu știi, nu? Mi-a plăcut tare că a scris Lilith. Mi-am dat numărul de telefon și când a scris Liviuță. Vârciulica spune Vârciule, Teo spune tată. E... Cum că stai cu copii, îți dai seama de personalități. Îi vezi, ăla-i zbuciumat. Ce-ai făcut, mă? M-a dat pe gură! Vârciul lovește din nou. M-am simțit super mândru pentru că eu am pupat-o pe Gina pe buze și după Gina s-a rușinat. Cere scuze. Scuze-mă că n-am putut să mă abțin și am fost un inconștient. Zi. Ce-a spus, bă? Deci Vârciulică ăla mic e senzație. Și mare stabilă ce i-a dat pe buze. Nici Vârciu senior nu și-ar permite așa ceva. Nu se face așa ceva, da? Da? Și dacă vrei să pupă cineva, cer voie mâna în început. Bine? Să nu cumva să mai se repete vreodată, ai înțeles? Vino cu acă, e ură ce fiu. Vino cu acă, e ură ce fiu. Vino, zi frumos ce faci, băi, că te știi că cer voie înainte, adică cum să faci treaba asta? Bravo, bate palmă. Dar nu se mai întâmple, că te... L-am certat de față cu lumea. Și când am rămas mai noi doi, e mai răcorit, auzi, de când vreau să facă treaba asta. Gestul a fost puțin deplasat pentru vârsta lui, dar de tabără... Mie mi s-a părut foarte... Foarte, cum să spun eu... emoționant. Să emoționași? Cu
cum orice tabără nu se poate sfârși fără un foculeț, Neamărin ne strânge roată pe toți și ne arată cum se face atmosferă în jurul lui. E adevărat, focul se aprinde mai greu. Băi, nu ia, băi, Pepe, bă! De ce se fac, ulei? Am dat, uite, ulei și sus și nu vrea. Să cam chinuie să aprindă focul? Am adus și benzină, am adus orice. Dar de ce nu se aprinde focul, Neamărin? Eu nu știu, sunt tu de toate. De ce? Că sunt tu de toate. Păi și dă-le foc. Fugiți! Fugiți! De sunt tu de... Păi dacă sunt de, de ce nu le dai foc? Da, de ce ai pus astea ude? Nu înțeleg! Să-mi se explice! Ia atent aici, nebunul! Eu te iubesc mult și de-aia... Mă minți! Asta e cruda. Și am spus și repet. Eu aș lua-o la fiecare petrecere. Nu ai cum să stai supărat, nu ai cum să te gândești că ai probleme. Ăsta a fost chiar un foc de tabără ca la carte. Am avut mulți copii în jurul lui, am cântat. Chiar ca într-o poveste, pot să zic. Chiar a fost ca o poveste. În focul de tabără a fost cald. Haideți toți copiii după noi aici. Hai, veniți aici. Mi-am dorit ca și acești copii să plece cu ceva din sufletul meu. Jocul nostru național, alunelu, îl știți? Nu! Bă, da sau nu? Nu! Vino lângă mine aici. Fă-l de râs, așa-i trebuie. Și eu mi-am dorit toată viața mea să fiu maestru în alunelu. Și o să fii. Dansul, jocul popular ce l-a consacrat pe acest maestru în alunelului. La câtă bătaie a mâncat Vârciu pe alunelu, poți să zici alu Vârciu? N-am văzut niciodată un om să fie atât de mândru când predă un dans atât de... ușor, ca să nu-i spun altfel. Dacă scrieți pe Google alunelu, vă dă exact dansuri pentru copii de grădiniță. Ăsta dans l-a consacrat pe Neamărin. Cam ăsta e nivelul. Mai bine mi-au bătaie două săptămâni. Sunt retard. Ce tare! Ne vedem de acasă! În față, trei! Nu este singurul dans pe care eu l-am învățat de la Neamărin, nu? Cum? Am învățat hora, am învățat aia cu ploaia, ielele. Păi să nu știu niciodată că nu, eu am depășit nivelul ăsta, ce să vă zic. Eu sunt level 40 pe lângă Neamărin, care-i 2. Băi, fratele meu ne-a învățat să dansăm. Doamne, a fost foarte mișto pentru noi, fiindcă am învățat pașii ăia, erau foarte, foarte drăguți. Copiii au fost foarte bucuroși, că na, ăla e nivelul. Și Neamărin la rândul lui și el cu ei. Mai găsesc eu o femeie după dansul ăsta la vară. Bătaie! Și nu e lungă. Eu eram un nebunit. Doamne, să nu se mai termine dansul ăsta niciodată. Să intrați pe YouTube tot timpul pentru piesa asta. Mă, nicio treabă. Mă, nimeni nu învăța nimic. Nimeni. Cu alunelu este așa. Alunelu, alunelu, hai la joc. Să ne fie, să ne fie cu noroc. Mie nu-mi prea place să dansez. Bravo! Bravo, copii! Bravo! Bravo! Crede-mă, s-a zbârlit pielea pe noi. Așa ceva, tot! Eu așa ceva... Mamă, it's amazing! Cine n-a jucat de fel să rămână mititel. Și ca să fie bine și frumos, am jucat, am dansat, am râs și am pus și un tort pe masă cât să ne îndulcească înaintea celui mai amar moment al taberei lui Neamărin de la Măgura. V-a simțit bine în tabără la Neamărin? Da! Te știți că pe toți de aici vă consider nepoții mei. Peste ani și ani o să ne întâlnim și aș vrea să-i văd realizați. Și să mă gândesc că la un moment dat și eu am avut o mică contribuție în educarea lor. Asta a însemnat foarte mult. Bucurie. Îmi pare rău că s-a terminat. Chiar distractiv.
plec din tabăra lui Neamărin cu amintiri foarte frumoase. Niciodată nu m-am gândit că o să fac atâtea lucruri în viața mea. Niciodată. Adică înainte să ne spună asta, nici nu mă gândeam că o să ajung aici, în locul acesta, pe acest scaun. Nu m-am gândit niciodată. Andrei, îți mulțumesc că m-ai ales în echipă la tine. Că ești cea mai tare. Că m-ai învățat niște scheme de la fotbal. Am jucat mai multe jocuri. Ești cea mai bună vedetă pentru noi. Plec cu inima plină și cu mulțumirea că am reușit ca în aceste zile să-i facem pe copii să fie fericiți. Dacă Neamărin mă suna și îmi spunea, Cruduțo, vezi că aici e vorba de 5 copii, tu trebuie să ai grijă, nu știu dacă acceptam, știi? Adică îți dai seama cum suna în capul meu chestia asta, adică am intrat în jocul ăsta fără să știu despre ce e vorba. Zi-mă cu e. Epure! Epure! Cum e epure? Și mă bucur într-un final. Noi astea ce zile a fost copiii lui Pepe. Și n-am vrea să ne pierdem a doilea dată. Nici nu vreau să mă gândesc. Pentru că e, te lipești efectiv. A trecut aproape săptămână de când suntem împreună. Și s-au lipit efectiv de mine. Ai, mă! O să-mi fie dor de voi. O să-mi fie dor de voi. Și mie. Da? Oh. Nu pot să spun decât că sunt copii perfecți. Nu sunt foarte dragi. Nu sunt foarte dragi pentru că... Nu se zbacă ca frații mei mici. Este un vis devenit în realitate. Îmi pare rău că se termină așa repede. Laura, te iubesc, te pup. Eu îți mulțumesc că mi-ai făcut săptămâna asta foarte frumoasă. Liviu, te iubesc! Mă, băiatul, mă bucur tare că ai pupat-o pe Gina. Crede-mă că m-ai răcorit, m-ai făcut și gelos. Încearcă să fii un pic mai ponderat și să-i ascuți pe cei din jurul tău. M-am așteptat așa foarte mult de Liviu și sper mult ca să mai văd. Nebuna mea frumoasă! Mă doare umărul și acum de cât ai stat agățată de mine și pentru asta te iubesc și îți mulțumesc. Aceste 5 zile au fost foarte frumoase, foarte interesante pentru mine, că am povești din neuitat. Valentin, să crezi în tine, pentru că ești puternic. Și mă bucur că n-ai zis nu la nimic, chiar dacă câteodată ți-era frică să faci treaba asta, ai făcut-o ca un bărbat adevărat. Valentin, ar trebui să fie imaginea taberei de la Măgura. Liviu este frumos, drăguț. Hola! Doamne, Maica Domnului Clive! Nu pot să vorbesc de asta, mică, băi, ești nebun? Eu sunt un pic mai timid. Am și acum emoții. Deci îmi doresc foarte tare ca fetița mea să... să semene cu tine. Îl iubesc pe Liviu. Nemâne cel mai tare că a făcut treaba asta. Ei nu o să uite niciodată că au fost în tabără la Neamărin. Ce concluzie? Îl iubesc pe Neamărin mult de tot. Îl ador, e viața mea. Îi jur, deci e cel mai tare om posibil. Ia uite-l, băi! Nu, Liviu, nu! Nu, nu, nu! Așa! Mai face, mai face, mai face, mai face, mai face! Așa! Bine! Camarine, fac timp foarte!
Ia de gând acolo să-i bag lui Neamărin în sân. Ce facem, Neamărine? Stăm aici la foc și cântăm. Pentru asta, în locul ăsta, nu mai dăm. Ți-ai dat până la valid. Ce softică când are el chef! Of, mi se rupe sufletul și inima. Ca focul buba ta 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 ta. O să vin de fiecare dată. Vin dacă plec și în America, vin. Și în Miami, și de acolo vin. Mi-e rău. Te pup, Neamărine, și